Houston, baby. Oh, man, Whitney Houston all the way. A few stolen moments is all that you share. Mi melodia mea preferată. You got a family. Ah. Am fost agresat de Shrek. E blocat! Știu cine m-a blocat! Eram ca un șoricel. Mă uitam să apăs un pic înainte. Doar un pic. Ah, ce ne... Deci și eu am făcut chestia. Trebuie să apăs din prima. Te dezamăgește că Bună. E blocat, Horia, nu? Bună! Cum te cheamă? Bună! Mariana Berechet mă numesc. Oh. Mariana. Da. Am 53 de ani. What? Da, și... Mulțumesc! Doamne, măiculița mea! Felicitări! Mulțumesc! Exact și ca Horia! Sunt foarte bucuroasă pentru că vreau să vă spun că fiecare clip a vieții mele o consider o bucurie și un dar. Dar în care echipă? Darul pe care l-ai primit astăzi sunt eu, din păcate pentru tine. A, dar stai că e blocat. Horia este blocat. Asta înseamnă că tu, din nefericire ce pentru tragedie. Tine azi... Deci că... acum eu sunt puțin bulversată. Chiar nu am fost atentă între cine... Păi nici eu n-am fost atent și uite ce s-a întâmplat. Ia-ți la revedere de la ei și bine ai venit în echipa mea. Sunt foarte bucuroasă. Mi se părea că alegerea echipei Horia Teo este previzibilă. Noi aici în spate nu vedem concurenții. Ce vedem însă sunt reacțiile colegilor. Și atunci ce am zis eu să fac? Am un buton de bloc. De ce să-l folosesc eu pe Smiley? Pe care nu l-am folosit niciodată. Pe Irina care mă blochează cum poate în fiecare sezon. Hai mai bine să anulez un pic din acest entuziasm debordant al lui Horia, care de multe ori simte nevoia să se năpustească pe concurenți. Simte. Recunoaște că ești un pic dezamăgită. Nu, niciodată! Te rog, te implor, că asta m-ar face să mă simt bine. Ok, priviți-mă. Sunt foarte... Adică sunt un pic dezamăgită. Ok. Ah, ce bine mă simt! Practic, deci practic Tudor s-a întors. Da. S-a întors doar ca să te blocheze pe tine. Da, să ne plimbăm. Băi, cât de bine arată, să-ți facă ție în ciudă. Horia, eu cred că tu ai acum dreptul la o replică. Eu am timp berechet acum. Auzi, te-ai blocat, dar nu ți-au pus mute. Salut. Trebuie să răspunzi cu ceva la asta. E piesa mea, e una dintre piesele mele preferate. Asta cu... Dacă nu plânge acum, chiar greșești. Draga mea, domnișoară Berechet, arătați minunat și mă bucur foarte mult că ați venit în echipa acestui antrenor formidabil, Tudor, care are o generozitate ieșită din comun și cred că alături de el o să vă uitați amândoi cum câștigăm noi Vocea României. A fost așa, a fost rece cald.